Asociația Tomis Antidrog este o organizație non-profit care se ocupă cu prevenirea consumului de droguri. Aceasta ne sfătuiește să nu lăsăm aceste stupefiante să dețină controlul vieții noastre. În câteva momente, la fiantenă, o victimă a drogurilor devenită exemplu povestește drama sa. Am revenit în direct, așadar în platoul nostru se află Florentina Drăgan, psiholog în cadrul Asociației Antidrog Tomis. Constanța, bună dimineața, bine ați venit la noi. Și de asemenea se află Silviu, un fost dependent de droguri. Bună dimineața, Silviu, îți mulțumim că ai acceptat să vii la emisiunea noastră Fi Antenă și să te expui în același timp public în fața telespectatorilor, urmând ca orice reacție să fie negativă sau pozitivă pentru tine. În primul rând vreau să vorbesc cu doamna Florentina, domnișoara sau doamna, cum vreți, sau să vă zic pe nume, cum Florentina. Vrei? Florentina, haideți să discutăm un pic despre Asociația Antidrog Tomis Constanța și cum s-a înființat în urmă cu o lună de zile. Da, Asociația Tomis Antidrog se ocupă cu prevenirea consumului de droguri, într-adevăr s-a înființat în urmă cu o lună și ne propunem o activitate destul de intensă în rândul tinerilor, atât în spațiul public cât și în școli, licee, universități. Avem mai multe proiecte în desfășurare, dar și cele care urmează în anul în curs. Le puteți găsi și pe site-ul Asociației tomisantidrog.ro și pe Facebook ne puteți găsi unde eu sunt. Eu deja am accesat pagina voastră de Facebook, Asociația Tomis Antidrog. Aveți 285 în momentul de față, într-o lună de zile, practic, da. O 285 de prieteni. Haideți să vedem, să ne spui mai exact ce face această asociație pentru consumatori de droguri. Cum îi ajutați? Cum îi ajutăm efectiv? Da. Ei sunt așteptați să ne contacteze la numerele afișate pe site. Ei vor intra în legătură cu specialiștii din cadrul asociației. Oferim consiliere gratuită pentru ei. Dar în primul rând ne axăm pe prevenție. De aceea avem, cum am spus, mai multe campanii pe care derulate, cum ar fi și proiectul Alege Viața, care a fost inițiat la propunerea liceelor în colaborare cu Consiliul Județean al Elevilor și constă în interacțiunea directă a elevilor din licee cu un foș consumator de droguri care vin și expun poveștile lor în materie de consumul de droguri și cu specialiști din cadrul asociației. Comdata, societatea de telecomunicații pe office și call center caută persoane cunoscătoare de limba italiană, indiferent de nivel. Sună la 0737-735-949. Acestui proiect Sportul Bate Drogul pe data de 5 aprilie în parcarea unui centru comercial, unde a fost un campionat de basket între 8 licee constanțene. A câștigat Mircea cel Bătrân. A fost și colegii noștri la un eveniment. La acesta? Da, a fost? La acesta, da. Da. Și câștigătorul a fost liceul Mircea cel Bătrân, unde am încercat să inițiem tinerii și în alte activități extrașcolare, cum ar fi sportul, de exemplu. Deci, practic, acum inițiați campanii de informare asupra drogurilor, da? Deci o campanie de prevenire, să spunem așa, cum spuneam, că vă ocupați de prevenție. Câți consumatori de droguri, foști dependenți de droguri sau actual dependenți de droguri, v-au contactat și v-au cerut ajutorul? Au fost într-o lună de când suntem înființați destule cazuri. Deci ați avut un feedback destul de ok. Da, dar mulți au dorit să rămână în anonimat. Da, de aceea noi le punem și poveștile pe site, cum este și povestea lui Silviu, dar numai cei care doresc, dacă nu păstrăm confidențialitatea. Înțelegem că Silviu a fost singurul care a dorit să se expună public, da, atât în media cât și în liceele din Constanța. Știu că ați derulat un program, nu? Să ne spuneți mai mult despre licee. Da, Alege Viața, care a fost inițiat la propunerea liceelor în colaborare cu Consiliul Județean al Elevilor și noi mergem cu foști consumatori de droguri și care intră într-o interacțiune directă cu elevii. Și
E o discuție liberă, deschisă, nu mergem cu presă, cu reprezentanții ai poliției, în cadrul poliției și așa mai departe. Ca să nu ești intimidat. Da. Acum aș vrea să vorbesc cu Silviu. Silviu, tu ești fost dependent de droguri. Când te-a apucat prima oară de aceste stupefiante? Acum 9 ani m-am apucat de... Dacă se poate vorbește, țin mai tare. Acum 9 ani m-am apucat de substanțe stupefiante. Și când te-ai lăsat? În august. În august. Acesta, da. Cum de-ai ajuns să consumi droguri? Ai suferit o depresie? Anturajul? Nu știu. Simpla curiozitate. Doar o simplă curiozitate? Da, da. Dar vreau să-mi spunem, cum ai reușit să iei contactul cu, nu știu, cu oamenii care vând droguri sau cum ai zis tu, băi, de astăzi consum droguri sau da, cum s-a întâmplat? Ajutorul unui care a fost clipul acela? Prin un prieten de-al meu, care consuma și el, am luat legătura și... Dar ai suferit? Ai suferit o depresie, pur și simplu, sau... Depresia am avut după ce m-am apucat de consum de droguri. Și cum e, care este senzația pe care o ai atunci când consumi droguri? Este adevărat că ai halucinații? Da, este foarte adevărat. Foarte mult halucinații. Și cum, cam câte droguri consumai pe zi? N-aș vrea să dăm exemple, nu știu dacă este ok la TV, dar vreau să știu cam câte grame, spre exemplu. Grame, nu? Da, da, da. Cât consumai pe zi? Între 2 grame, 4 grame, depinde. Și cum ai luat hotărârea așa dintr-o... Deci, ok, te-ai apucat de droguri, da? Da. Cum ai luat hotărârea să te lași? Cred că ai avut o voință de fier. Da, am avut și voință, dar prin sprijinul familiei... Cine te-a ajutat să renunți la droguri? În primul rând, sora mea m-a ajutat cu... Te-a sfătuit, a vorbit cu tine, ce ți-a spus? Da, m-a sfătuit. Aș vrea să te relaxezi, că noi am mai discutat și înainte de... Aș da. Vrea să te relaxezi ca să n-ai foarte multe emoții, pentru că ești un exemplu pentru societate. Chiar dacă te-ai apucat de droguri și ai fost un exemplu negativ la momentul respectiv, însă acum te-ai lăsat, te-ai implicat în această asociație și vrei la rândul tău să ajuți alte persoane care sunt consumatoare de droguri și vreau să ne spui așa un pic din povestea ta, să încerci să te relaxezi, să scapi puțin de emoții, ca să putem să prevenim într-o oarecare măsură. Deci am rămas la sora ta. Deci sora ta te-a ajutat să scapi de aceste droguri. Da, a fost internat pentru că era o situație critică. Da, sora mea m-a ajutat să mă internez și... Am stat în spital până am reușit să trec de prima perioadă de depresiile pe care le aveam, bineînțeles. De... Deci aveai depresii din cauza consumului de droguri. Da. Și ce ai simțit atunci când te-ai apucat de droguri? Simțeai pur și simplu, nu știu, să te regăsești din nou, simțeai să fii tu altfel? De ce te-ai apucat? Vreau să știu motivul, dar nici tu nu ai un motiv, pur și simplu. Un motiv nu am, pur și simplu. Deci n-am avut nicio problemă. Am vrut doar să văd cum este, în primul rând, și... Și apoi n-ai vrut să te mai lași de ele. Da. Deci, practic, dacă încerci aceste stupefiante, aceste droguri, nu te mai poți lăsa de ele. Intru într-un cerc, oarecum. Da. Cum te-au afectat pe tine aceste droguri? Ai rămas fără prieteni, ai rămas singur. Sănătatea, cum? Sănătatea mi-a afectat-o destul de grav. A rămas și fără prieteni. Cred că toți s-au speriat într-o oarecare măsură de tine și s-au îndepărtat de tine, nu? Mai mult eu m-am îndepărtat de prieteni. Prietenii au încercat să mă ajute. Dacă aș dar nu au avut nicio reușită. A avut și 3 tentative de suicid în perioada aceasta. A avut mai multe tentative de a renunța. A avut 9 internări în cadrul Spitalului de Psihiatrie, dar a fost foarte greu să renunțe. Și, în urma ultimei internări a reușit. A stat o perioadă mai mare de timp internat și
cu ajutor medicamentos și acum în cadrul asociației a intrat într-un program de consiliere și noi încercăm să îl ajutăm să renunțe. Ai să ne spui și cum ajuns tu să-și mențină, nu știu, această voință de a nu se apuca din nou de droguri? Prin educarea voinței, în primul rând, motivația joacă un rol foarte important în lăsarea, în renunțarea consumului de droguri. Un rol foarte important îl joacă și familia, tocmai de aceea în cadrul asociației, pe lângă psihologi, psihoterapeuți, avem și un asistent social. După ce intră în programul acesta de consiliere, asistentul social încearcă reinserția persoanelor fost dependente, să reinserție socială, găsirea unui loc de muncă și așa mai departe. Iulia, tu ai prieteni sau ai auzit pe cineva? Nu am auzit, dar sunt profund impresionată de povestea lui și cred că este un exemplu pentru toți cei care au această problemă de urmat și e nevoie de foarte multă voință și de, dacă ții la sănătatea ta și la starea ta de spirit și vrei să fii corect în continuare, e bine să accesezi această pagină, un drog în plus, și găsiți toate informațiile pe pagină și contactați și veți Asociația Antidrog Tomis. Silviu, în momentul în care consumai droguri, ți-a păsat de cei din jur că suferă? Nu, ajunsesem să mai pese de nimeni, doar de mine. Dar nu știu, nu găneau prietenii tăi, familia ta, mi-a zis, măi băiatule, oprește-te, că nu faci bine. Bineînțeles, au fost și familia și prietenii, dar nu au avut nicio șansă. Aveai, nu știu, reacții violente din cauza drogurilor, fără să-ți dai seama, bineînțeles? Da, am avut reacții violente, de cel mai multe ori. Ce regreți în momentul ăsta? Regret prima zi de care m-am apucat de droguri. Dar ai avut curaj să te duci să contactezi o persoană, pentru că ți-a vândut cineva acele droguri, că nu le-ai găsit pe stradă. Bineînțeles. Și ai avut curaj să te duci să cumpere acele droguri? Da, am avut curaj. Ne poți spune cam, deci cum se vinde, cum se vând aceste droguri? La gram? Da, la gram se vând. Și cam cât costă un gram? Depinde de drog. Depinde cum te înțelegeai cu persoana respectivă. Ai avut momente în care ai început să vinzi lucruri pentru a cumpăra droguri? Da, încă de la început am început să vând, pentru că n-am mai reușit să țin pasul cu serviciul pe care l-aveam și am ajuns să vând. Și acum tu cum îi ajuți pe cei din jurul tău și pe cei care, cu care, în campanie, respectiv, care mergi cu asociația? Ce-i sfătuiești? Îi sfătuiesc să nu încerce, pentru că eu am încercat și am văzut unde am ajuns. Și sunt puțin, cred, că cei care renunță la droguri. Da, cred că sunt foarte puțini care renunță. Care este prima întrebare pe care ți-o pune cineva atunci când te vede și cunoaște povestea și ne spui că tu ești fost dependent de droguri? Nu știu, întreabă care a fost senzația sau... Da. Ce stări am avut? Aș vrea să întreb pe Florentina, deci dacă se poate, se pot înscrie voluntari în această asociație? Da, cum să nu? Da, deci să intre pe asociația Tomis Antidrog, dacă se poate un cadru pe plasmă, vă rog frumos. Și avem și adeziunea de membru, așteptăm cât mai mulți membri voluntari. Aveți nevoie de oameni pentru această asociație și pentru campaniile pe care vreți să le demarați în viitorul apropiat. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult, Silviu, dacă ai un mesaj pentru constanțeni, te rog să faci acum, dacă vrei să le transmiți ceva. Doar spuneți nu drogurilor. Foarte tare. Florentina, îți mulțumim foarte mult, dacă îți dai un mesaj către constanțeni. Vă așteptăm să vă înscrieți în asociația noastră, tomisantidrog.ro. Veți avea parte de consiliere și de ajutor
Așadar, dacă sunteți dependenți de droguri în momentul de față și nu puteți scăpa de ele, Asociația Antidrog Tomis vă poate ajuta și să aveți o viață mai bună, așa cum a zis și Silviu, spuneți nu drogurilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm și cu alte proiecte viitoare și alte campanii pe care le veți derula în perioada următoare în cadrul Asociației Antidrog Tomis. Mulțumim foarte mult! Mergem mai departe. Ce urmează acum, Iulia? Urmează un nou invitat. Și dar după o scurtă pauză de publicitate.